Directorul firmei Devatrans, Marian Muntean, îl acuză pe primarul Devei, Mircea Muntean, că a dispus ilegal ca, începând de astăzi, microbuzele Devatrans să nu mai circule pe rutele 4 și 5 care îi duc pe călători gratuit din cartierele Devei la hipermarketul Real. În locul operatorului de transport Devatrans, primarul a dat ordin ca pe traseu să intre microbuzele firmei Tirius Trans. Din punctul meu de vedere, este un abuz. Am făcut plângere penală la DNA vis-a-vis de abuzul săvârșit de cei care semnează acest act. Am făcut o plângere și am cerut suspendarea acestui act emis de primar la tribunal și aștept legea să se pronunțe. Ori, ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, ce s-a întâmplat de azi dimineață de la ora 5:30 pe traseu, eu consider că e un abuz datorită faptului că nu pot să fiu scos de pe traseu din ordinul primarului, din dorința lui de a mă elimina de pe piață ca să introducă un prieten al lui, o altă firmă concurentă, care să-i sponsorizeze campania electorală. Angajații poliției locale Deva au fost trimiși de către primarul Devei în stațiile de microbuz pentru a identifica microbuzele Devatrans care preiau călătorii. O strategie de intimidare, susține Marian Muntean. Ce faceți aici? Monitorizăm microbuzele de la Devatrans. Am mergeți la noi la sediul la purtătorul de cuvânt. Tiberiu Duma, managerul firmei Tirius, susține că firma concurentă nu era autorizată pentru a prelua călătorii de pe traseele 4 și 5, dar, pe de altă parte, recunoaște că nu el a solicitat efectuarea transportului, ci primarul a fost acela care i l-a oferit. Mașinile cu autorizație pentru transport public local au fost puse la dispoziția hipermarketului Real și chestia reclamată de mine s-a consemnat, i-a retras autorizațiile de transport, mi-a trimis o solicitare să preiau, fiind al doilea operator de pe municipiu, o solicitare să preiau și grupa a doua de trasee. Când vi s-a solicitat? În data de 28-a am primit adresa de la primărie. Documentul pe baza căruia circulă microbuzele societății Tirius este o dispoziție semnată de Mircea Muntean, în condițiile în care rezilierea unor contracte sau atribuirea unor trasee de transport local se face doar prin hotărârea Consiliului Local. Primarul, ca organ executiv, are doar atribuția de a pune în practică hotărârile consilierilor, numai că primarul se pare că nu are nicio explicație. Dacă tot v-am prins aici, există o... Marian Muntean spune că nu se va lăsa intimidat de abuzurile primarului și va continua să își desfășoare activitatea pe cele două trasee. Într-un caz, parcă tras la Indigo, ieri primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, vicepreședinte al PDL, a fost audiat la sediul DNA într-un dosar de corupție legat de modul în care s-a atribuit contractul pentru serviciul de transport public al municipiului.